Poliția din Amsterdam folosește o hologramă pentru a elucida o crimă comisă în urmă cu 15 ani în cartierul roșu din oraș. Ei bine, holograma arată imaginea unei tinere de 19 ani care și-a pierdut viața după ce a fost înjunghiată de peste 70 de ori. Holograma este însoțită de un mesaj care îndeamnă oamenii care ar putea avea informații utile anchetei să contacteze poliția. De altfel, oamenii legii sunt pregătiți să ofere și o recompensă în valoare de 30.000 de euro.